Au fost ceva discuții și comunicate mincinoase din partea președintelui PNL Neamț cu privire la unele subiecte care sunt destul de importante, de fapt sunt cele mai importante din județul nostru, înainte de a intra în ordinea de zi cu cele 4 sau 5 puncte care le-am stabilit astăzi. Am să fac în primul rând o glumă. N-am să mai zic că nu știu cum îl cheamă pe președintele PNL Neamț, dar am să, așa între ghilimele, am să-i spun Pinocchio. Cred că toți dintre dumneavoastră de aici și cei care ne urmăresc ați văzut filmul și ați văzut cam cum juca în film acest Pinocchio. Adică nu este posibil să vii cu un comunicat de presă să spui că te apuci de construit podul de la Luțca. În condițiile în care podul de la Luțca a fost deja demolat, a fost deja pregătit pentru reconstrucție și în condițiile în care PNL Neamț, consilierii județeni din cadrul Partidului Național Liberal, nu au votat bugetul județului, inclusiv acel proiect cu podul de la Luțca.